Acum, dragii noștri, aș vrea să vă cer, în numele Mântuitorului Iisus Hristos, să ne concentrăm atenția și în urma acestui timp muzical, pentru timpul care ne-a mai rămas, să ne concentrăm asupra acestui cuvânt al lui Dumnezeu, pe care l-a revelat de-a lungul timpului. Pentru 1500 de ani Dumnezeu a folosit oameni, cărora le-a încredințat revelația sa așezată în cele 66 de cărți, 39 în Vechiul Testament, limba ebraică, 27 în Noul Testament, limba greacă. Aceste două testamente compun Biblia, cartea aceasta care stă pe amvoanele sau pe altarele oricărei biserici creștine. În seara aceasta ea este înaintea noastră, am citit din cea de-a șasea din Noul Testament și subiectul acestei serii, așa cum îl puteți avea în fișa predicii din buletinul duminical pe care sper că îl aveți, se numește De ce avem nevoie de Duhul Sfânt. Am ales acest subiect biblic pentru că suntem în contextul stăruinței după botezul cu Duhul Sfânt și vrem să ajutăm credincioșii bisericii și prietenii noștri care ne vizitează în seara aceasta și le mulțumim în mod respectos să înțeleagă mai bine din Scripturi de ce avem nevoie de Duhul Sfânt. Tot ceea ce noi vrem să avem, vrem în urma motivației și în urma înțelegerii că avem nevoie de lucrul acela. Noi nu vrem să avem lucrurile de care nu avem nevoie. Vrem să avem doar lucrurile de care avem nevoie și cu cât nevoia e mai mare, cu atât vrem mai mult să avem lucrurile acestea. De ce avem nevoie de Duhul Sfânt? În primul rând, așa cum observați în fișa de predică, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru mântuire. În al doilea rând, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru slujire și în al treilea rând, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru răpire, mântuire, slujire și răpire. Cel puțin pentru aceste trei motive avem o nevoie disperată de Duhul lui Dumnezeu. Fac mențiunea că Duhul Sfânt nu este o putere, nu este o putere impersonală, o forță oarbă care lucrează, ci este o persoană divină, cea de-a treia persoană din Trinitate, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este persoana din Trinitate, Dumnezeu Duhul Sfânt, care are putere. Nu e doar o putere, ci o persoană cu putere. Noi avem nevoie de această persoană cu putere, coborâtă pe pământ la cinci zecime, după înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos, mort și înviat dintre cei morți, pentru mântuire, pentru slujire și pentru răpire. Și în cele câteva minute care le mai avem la dispoziție, vom rămâne pentru fiecare dintre aceste trei puncte să privim în Scripturi, în Cartea lui Dumnezeu și să înțelegem mai bine, lărgind orizontul nostru biblic, de ce avem nevoie de Duhul Sfânt. Această nevoie pe care o vom conștientiza ne va motiva să venim luni, marți, joi și vineri, să stăruim după acest Duh Sfânt de care avem nevoie. Botez cu sau în Duhul Sfânt înseamnă scufundare. Verbul grecesc a boteza, baptizo, înseamnă a scufunda. Atunci când noi scufundăm un cartof pe care vrem să-l fierbem în apă, înseamnă că îl botezăm, îl scufundăm, îl introducem în lichid. Asta înseamnă a boteza, să scufunzi în. Când vorbim despre botezul în apă, vorbim despre un om, despre o persoană ajutată de pastori, care în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt este introdusă sub nivelul apei. Când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, vorbim despre o scufundare în Duhul Sfânt, în așa fel încât omul să nu se mai vadă, ci să se vadă doar Duhul Sfânt în care el a intrat. Vorbim despre o trăire în dimensiunea Duhului Sfânt, în prezența Duhului Sfânt. Și acesta este un lucru mare, sfânt și glorios. Deci, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru mântuire. Frați și surori, dragi oameni ai lui Dumnezeu, stimați prieteni, omul a fost creat în prezența lui Dumnezeu. Condiția pentru ca să rămână în prezența lui Dumnezeu a fost sfințenia. Natura omului era sfântă, dar omul a ales, instigat de diavolul, ispitit de diavolul, care avusese experiența căderii din relația spirituală cu Dumnezeu mai înainte, a ales și el să-l trădeze pe Dumnezeu. În momentul în care l-a trădat pe Dumnezeu, Dumnezeu l-a eliminat pe om din prezența sa. Una dintre consecințele păcatului făcut este că Dumnezeu l-a eliminat. L-a scos din prezența sa și l-a trimis în absența sa și omul a rămas singur și părăsit de Dumnezeu.
Alte consecințe au fost moartea spirituală, moartea fizică, durerile nașterii, alergarea după existență, transpirația pentru pâinea de toate zilele. Dar cea mai mare dintre ele a fost că natura omului s-a schimbat dintr-o dată și natura care până atunci a fost sfântă, ca și a Creatorului, care declarase când l-a creat pe om, să facem om după chipul și asemănarea noastră. E vorba de un chip moral și de o asemănare spirituală. Când omul a căzut în păcat, ca o alegere personală, voluntară și conștientă, instigat și pus la cale de diavolul, dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul omului, una dintre consecințele îngrozitoare care s-au manifestat și de atunci și până astăzi au rămas o realitate, este că natura umană din care este zămislit, compus omul, în dimensiunea lui intelectuală, în dimensiunea lui afectivă, emoțională, sentimentală, în dimensiunea lui spirituală și în dimensiunea lui fizică, este că natura lui, care este implicată în aceste dimensiuni ale existenței, este o natură coruptă, decăsută, inferioară naturii care a avut-o odată omul, în dimensiunea din care a fost scos și expulzat. Și de atunci și până astăzi, oamenii trăiesc în absența lui Dumnezeu. Așa se explică nenorocirile care vin peste oameni. Pentru că protecția divină nu mai este în mod direct manifestată asupra oamenilor. Pentru că oamenii au ales să-L trădeze pe Dumnezeu și trădarea a avut consecințe. Omul a ales să plece din prezența lui Dumnezeu, să fie independent, să meargă într-o lume unde nu mai există Dumnezeu. Și omul și-a construit o lume a lui. Și trăiește într-o natură decăzută, imperfectă. De aceea avem tendința să mințim fără să vrem, să furăm, să ne răzbunăm, să ne enervăm. De aceea nu avem plăcere pentru rugăciune, citirea Bibliei, post, sfințenie, neprihănire, moralitate. De aceea suntem predispuși la tot felul de păcate. Nu ne propunem să le facem, dar deseori cădem în ele, pentru că natura noastră este o natură slabă. Este o natură care nu se poate ridica la performanța de a trăi în sfințenie. Ori, Dumnezeu ne cere să ne ridicăm din natura noastră căzută. Ne cere să ne ridicăm din condiția noastră de neputință morală și spirituală. Ne cere să trăim la standarde pe care nu le putem atinge. Dumnezeu ne cere să mergem cu viteză mai mare decât suntem în stare să mergem. Dumnezeu ne cere să facem ceea ce nu suntem în stare să facem. Avem voința să nu mai facem răul pe care îl facem, dar nu avem putința necesară. Pentru că Dumnezeu este o ființă spirituală absolută și perfectă, iar noi suntem niște ființe decăzute de la nivelul lui Dumnezeu, niște ființe inferioare, niște ființe predispuse la păcat. Ori Dumnezeu ne cere să fim ca El, ori noi nu avem putința să fim ca El. Atunci Dumnezeu a început să lucreze prin Duhul Sfânt să ridice omul din condiția lui, nu să-i dea o religie. Religia nu-l ridică pe om din condiția de păcat, nu! Religia nu-l ridică pe om din condiția de păcat. Religie însemnând filozofia despre Dumnezeu, explicația despre Dumnezeu, încercarea neputincioasă de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu oferă omului nu e o religie. În funcție de denominațiunea creștină în țara în care ne-am născut. Nu! Ceea ce oferă Dumnezeu este un Hristos născut în Betlehem, un Hristos care trăiește pe pământ oferind mântuirea, un Hristos mort, un Hristos înviat, un Hristos înălțat la cer. Și în urma înălțării acestuia este o revenire pe pământ a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a fost pe pământ și înainte să vină Hristos, dar El făcea incursiuni pe pământ. Reședința lui însă nu era pe pământ. David spune înainte de Hristos, nu-l lua pe Duhul Sfânt de la mine. Dar reședința Duhului Sfânt nu era pe pământ. După ce Hristos a venit pe pământ cu 2000 de ani în urmă, a lucrat, a murit și a înviat, El l-a trimis pe Duhul Sfânt spunând, vă este de folos să mă duc. Dacă eu nu mă duc, Tatăl nu vi-l trimite pe Duhul Sfânt. Dar după ce El s-a dus, Tatăl l-a trimis pe Duhul Sfânt. Slavă Tatălui! Slavă lui Iisus! Și slavă Duhului Sfânt! Întrebare. De ce l-a trimis Dumnezeu pe Duhul Sfânt? În buletinul duminical am scris la rubrica Pagina Păstorului ceea ce spunea un mare om al lui Dumnezeu. Biserica s-a oprit din mers undeva
între Calvar și Rusalii. Biserica s-a oprit din mers undeva între Calvar și Rusalii. Evreii s-au oprit din mers undeva între legea mozaică și Calvar. Evreii s-au oprit din mers undeva între legea mozaică, între Tora lor și Calvar. Biserica a făcut pasul, a acceptat Calvarul, dar s-a oprit undeva între Calvar și Rusalii. De aceea în seara aceasta vreau să vă aduc aminte, dragi oameni ai lui Dumnezeu, regenerarea spirituală, reabilitarea din condiția decăzută de neputință, de imoralitate și de păcat, inerentă naturii umane, inerentă înseamnă imposibil de evitat. Nu o poate lua de la noi decât Dumnezeul care a venit între noi. Adică a treia persoană din Trinitate, Dumnezeu Duhul Sfânt. Slăvit să fie El! De ce a venit El, în primul rând, să ne mântuiască? Eșecul uman al căderii lui Eva și Adam a fost reabilitat de Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt reconfirmă separarea de păcat. În Genesa, capitolul 6, versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu privește, Dumnezeu privește din cer umanitatea și prin cuvântul Său spune: atunci Dumnezeu a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Observați că Dumnezeu evaluează omul, califică și îl găsește incompatibil cu natura sa, incompatibil cu pretenția sa și spune, și omul este carne, a ales păcatul, s-a îndepărtat de mine, mi-a devenit oponent, adversar, dușman, împotrivitor, de aceea voi lua pe Duhul meu din om. Și Dumnezeu îl ia pe Duhul Sfânt din om și omul rămâne gol. Rămâne doar el cu filozofia lui, cu umanismul lui, cu evoluționismul lui, cu ateismul lui, cu materialismul lui, cu hedonismul lui. Un om fără Dumnezeu. Un om care vorbește frumos, dar trăiește urât. Și Dumnezeu îi dă omului spunând, totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. În vremea aceea Dumnezeu îi oferă omului 120 de ani timp să aleagă, se întoarce spre Dumnezeu sau rămâne în condiția lui păcătoasă. Astăzi noi nu mai avem la îndemână 120 de ani. Cei mai tari au 80, 90, unii poate 100, însă cei mai mulți avem undeva de desubt, sub cifra aceasta. În anii aceștia, dragul meu prieten, alegi ce faci în relația cu Dumnezeu. Poți să-ți alegi o religie care înseamnă nimic și îți vezi în continuare de treabă, timp în care îți permiți o imoralitate pe care Dumnezeu prin Biblie o condamnă, timp în care eviți să te pui la dispoziția lui Dumnezeu cu Duhul, sufletul, trupul și resursele pe care tot El ți le-a dat, timp în care familia îți rămâne undeva departe de Domnul, timp în care plăcerile și instinctele primare te domină, timp în care în fiecare zi eviți glasul conștiinței care îți spune că există un Dumnezeu și o judecată. Și în viața aceasta scurtă și plină de necazuri ai libertatea să alegi între o relație spirituală, personală, conștientă și voluntară cu Dumnezeu sau o filozofie, o explicație generală despre Dumnezeu numită într-un fel sau altul care nu te obligă cu nimic. Duhul Sfânt a venit pe pământ. Nu să ne ofere o credință care nu ne obligă cu nimic, care ne ține departe de Dumnezeu în absența Lui, în care trăim la fel, la fel de imorali ca și cei care nu au o religie sau au religii păgâne. Duhul Sfânt a venit pe pământ ca să ne schimbe mintea, să ne schimbe inima, să ne schimbe natura în care trăim. Duhul Sfânt a venit să ne ofere din nou ceea ce am pierdut prin Adam și Eva. Ce am pierdut prin Adam și Eva? Ni s-a schimbat natura. Mintea a devenit predispusă la păcat. Domeniul afectiv, emoțional, sentimental a devenit predispus la păcat. Carnea cere să împlinească păcatul. Instincte primare se războiesc cu noi să practicăm tot felul de imoralități. Duhul Sfânt când vine schimbă aceste lucruri în interiorul nostru. El nu ne dă doar legi, El ne ajută să le împlinim. În Ioan capitolul 16, versetele de la 8 la 10, citim în cuvântul Domnului. Ioan capitolul 16, versetele de la 8 la 10, și când va veni El,
Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Nimeni nu poate să facă această slujbă, doar Duhul Sfânt are această misiune. Despărțit de Duhul Sfânt, nu vei avea puterea necesară să se întâmple în viața dumitale aceste lucruri importante și absolut necesare, indispensabile. Și Biblia spune, va dovedi că oamenii sunt vinovați. Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Asta înseamnă că Duhul Sfânt va dovedi oamenilor că sunt vinovați în fața lui Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să ne comparăm unii cu alții. Acesta este un lucru greșit. Standardul pentru mine nu este un alt om. Standardul pentru mine cu care trebuie să mă compar este Creatorul meu, cu care pe zi ce trece devin din ce în ce mai diferit, datorită condiției păcătoase în care mă scufund și cu care mă identific tot mai mult. Ori Dumnezeu vrea să ies de acolo prin puterea Lui la alegerea mea. Repet, chemarea e a Lui, resursele investite sunt ale Lui, dar acceptarea, decizia este a mea. Dumnezeu nu mă scoate cu forța, Dumnezeu nu abuzează de conștiința mea. Dreptul meu de liber arbitru rămâne permanent o responsabilitate pe care o am. Dreptul lui Dumnezeu de a judeca lumea e direct proporțional cu dreptul oamenilor de a alege între Dumnezeu sau altceva. Duhul Sfânt îi dovedește pe oameni că sunt vinovați comparați cu Dumnezeu. Observați că, în al doilea rând, Duhul Sfânt dovedește că păcatul există în om. Care este păcatul? Nu se referă la un tip de păcate, ci la păcat la modul general. Și observați ce spune Biblia, ei nu cred. Păcatul necredinței este singurul păcat care nu se iartă, pentru că nu poți fi iertat de Dumnezeu atâta timp cât nu crezi în El. Atâta timp cât nu crezi în El, n-ai nicio șansă să ajungi la El. Dar dacă crezi în El, prin credință ajungi la El. De aceea Biblia spune, prin credință vei fi mântuit, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Prin credință. Credința mea este soluția pe care mi-o oferă cerul, să mântuiesc sufletul. Credința mea nu în biserici, credința mea nu în oameni, credința mea nu în instituții religioase, credința mea în Dumnezeu și credința mea în Biblie. De asemenea, Duhul Sfânt, pe lângă faptul că îi dovedește pe oameni, îi convinge că sunt vinovați, pe lângă faptul că le arată că sunt păcătoși pentru faptul că nu cred, de asemenea, Duhul Sfânt le oferă perspectiva neprihănirii. În primul rând, oamenii pot vedea neprihănirea lui Dumnezeu, care este superioară neprihănirii lor, și de asemenea pot alege neprihănirea lui Dumnezeu ca devenind a lor prin credința în Domnul Iisus Hristos. Aceasta este doar slujba Duhului Sfânt. Duhul Sfânt de asemenea îl reabilitează pe omul căzut. Noi putem să dăm legi care schimbă conduita exterioară și atitudinea exterioară a omului, dar în interiorul omului facultatea de gândire, facultatea emoțională, facultatea de voință, facultatea de discernământ nu poate schimba decât cineva care este mai presus decât omul, adică Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Sfânt, a treia parte a Trinității, să vină pe pământ cu 2000 de ani în urmă la Rusalii, să pătrundă în interiorul omului și să facă operații în interior. Și Duhul Sfânt produce nașterea din nou, adică omul se schimbă, parcă e un alt om, parcă s-a născut din nou, parcă e o altă ființă, mintea lui a fost schimbată. Și din firească, cum am citit în Romani 8, a devenit duhovnicească. Cum face diferența între o minte firească și duhovnicească? Diferența se vede din prioritățile pe care le are omul. Diferența se vede din valorile pe care le are omul. Diferența se vede din alegerile pe care le are omul. Diferența se vede din plăcerile pe care le are omul. Diferența se vede din anturajul pe care îl are omul, din modul în care își cheltuie resursele vieții, timpul, banii, prezența lui, talentele. Când un om este duhovnicesc, alegerile, prioritățile, valorile, anturajul este duhovnicesc. Când un om este firesc, toate acestea sunt dimpotrivă firești. Singurul
care poate să schimbe condiția naturii este Duhul Sfânt. Noi putem să dăm legi. De astăzi înainte nu se mai fumează în restaurantele din America. Și pe cine prindem, fain, $100. Dar asta nu schimbă interiorul. Oamenii respectă legea ca să nu plătească amenda, dar în interiorul lor ei nu sunt convinși că e nevoie. Sunt constrânși și de aceea respectă legea. Dar dacă n-ar mai fi legea, i-ar fuma liniștiți în restaurante. Când Duhul Sfânt vine, nu spune obligația. El îți schimbe natura în interior. Dragul meu prieten, dacă ești aici pe o bancă, jos sau la balcon, îți cunoști viața, îți cunoști luptele, luptele de fiecare zi. Știi problemele care le ai, știi că ești foarte predispus, ești foarte chemat să faci anumite păcate. Nu le vei putea învinge niciodată, vei obosi luptându-te cu ele. Privește Romani, textul pe care l-am citit, capitolul 8, privește versetul 1, haideți să-l privim împreună, este foarte important. Haideți să citim versetul 2, că nu este timp să citim și versetul 1. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului. Observați, păcatul nu este o întâmplare, păcatul nu este o circumstanță, păcatul este o lege. Legea aceasta nu obosește, legea aceasta este permanentă. Observați legea gravitației. Legea gravitației atrage orice corp cu o forță egală în fiecare zi spre centrul Pământului. Această lege nu funcționează doar în weekend sau în zilele lucrătoare, nu doar vara, nu e mai puternică în Asia pe un continent decât pe altul. Această lege lucrează în fiecare zi, în fiecare noapte, în fiecare loc de pe pământ la fel. Ea nu obosește, ea trage cartea aceasta în jos. Și imaginați-vă că eu acum încerc să opresc legea și iau cartea în mână și o opresc să cadă. Dar adevărul este că la un moment dat mușchii mei de om, puterea mea de om, la un moment dat va slăbi, mâna îmi va tremura și după probabil o jumătate de oră, cel mult o oră, nu voi putea să mai țin cartea și legea gravitației mă va învinge. Mă odihnesc puțin și ridic din nou cartea. Mă ridic din păcatul meu, din căderea mea și ridic din nou cartea. Și spun, de data asta voi fi mai tare. Și țin cu mai multă forță și de data asta o țin o oră și un sfert. Dar din nou îmi cade. Și mă odihnesc un pic și spun, nu-i nicio problemă, mă ridic din nou. Și din nou încerc. Și din nou mă lupt și de data asta o țin o oră jumate. Și toată viața mea este o amorțire, o cădere și o ridicare. Observați ce spune Biblia. În adevăr, legea Duhului de viață a învins legea păcatului. Păcatul e o lege. Eu nu pot să-l înving singur. Am nevoie de legea Duhului care învinge legea păcatului. O forță o anulează pe cealaltă. Prima lege este învinsă de cea de-a doua. Ca eu să nu mai obosesc și cartea să nu ajungă pe pământ, o pun pe amvon. Amvonul nu va obosi niciodată să țină cartea. Dacă mă întorc peste 5 milioane de ani, Biblia este aici. Aceasta a doua lege o va învinge pe prima. Legea gravitației este învinsă de această lege. Cartea o pun pe un corp fix. Noi nu putem să învingem legea păcatului. Ea ne va învinge pe noi ciclic. Chiar dacă noi ne ridicăm, ea ne învinge din nou. Și este ca o roată care se învârte. Cădem, ne ridicăm, cădem, ne ridicăm. Și viața noastră este jumătate succes, jumătate faliment. Dar atunci când îl lăsăm pe Duhul Sfânt să se așeze și noi stăm așezat pe El, în prezența Lui, în dimensiunea Lui, ne rezemăm pe El, stăm bazați pe El, dintr-o dată El este suficient de puternic pentru ca păcatul să nu ne mai domine, să nu ne mai trântească, să nu ne mai atragă. Și nu ne mai atrage pentru că, pentru că Duhul Sfânt ne sprijinește și ne suportă. Nu poți fără Duhul Sfânt! Nu poți fără Duhul Sfânt! Indiferent la ce biserică mergi, dragul meu, prieteni, nu poți fără Duhul Sfânt. Pentru că Dumnezeu l-a dat pe Duhul Sfânt să-ți mântuiască sufletul. Sângele lui Iisus Hristos îți iartă păcatele, nu Duhul Sfânt. Însă Duhul Sfânt este Cel ce aplică jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu vei putea să dovedești credința pe care o ai prin fapte vrednice de credință dacă Duhul Sfânt nu va fi în viața dumitale. De aceea am spus că, în primul rând, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru mântuire. Sigur că sunt multe lucruri de spus, dar în seara aceasta spunem doar atât. În al doilea rând, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru slujire. Dacă există o lucrare interioară, pocăință, naștere din nou și sfințire,
lucruri pe care le face Duhul în noi, pentru noi. Pocăința e o lucrare pe care eu o accept, e o poruncă divină, dar la care sunt ajutat de Duhul lui Dumnezeu. Nașterea din nou este o lucrare pe care o face Cuvântul și Duhul în viața mea. Și sfințirea, așa cum arătam, este o lucrare care se întâmplă în prezența Duhului, în dimensiunea Duhului. Aceasta e lucrarea interioară, se întâmplă în mine, în interiorul meu. E în beneficiul meu, nu e în beneficiul nimănui. Pocăința e în beneficiul meu. Nașterea din nou e în beneficiul meu. Sfințirea mea e în beneficiul meu. Această lucrare e interioară, e în interiorul meu, e în beneficiul meu. Când eu accept această lucrare interioară, natura mea se schimbă și poziția mea se schimbă în fața lui Dumnezeu. Poziția mea nu mai este de fiu risipitor. Poziția mea nu mai este de păcătos. Poziția mea nu mai este de om vrășmaș sfințeniei lui Dumnezeu. Ci poziția mea se schimbă. Poziția mea este de fiu al lui Dumnezeu. Poziția mea este de copil al lui Dumnezeu. Credința mea în Iisus Hristos mă introduce în împărăția lui Dumnezeu. Și natura mea se schimbă. Acum când în interiorul meu a lucrat Duhul Sfânt și m-a schimbat. Ce a schimbat? Lucrurile care s-au stricat la căderea Evei și a lui Adam se reabilitează prin pocăință, prin nașterea din nou și prin sfințenie. Dar aceasta e lucrarea Duhului Sfânt în mine. Fără El am doar o religie. Spun altora, nu face, dar eu fac. Îmi spun mie, nu face Luigi, dar nu rezist și fac. Și mă ridic și iar fac. Și mă ridic și iar fac. De ce? Pentru că Dumnezeu îmi cere mai mult decât eu singur pot face. Dar mi l-a trimis pe Duhul Sfânt, pe care să-l accept, pe care să-l introduc în viața mea cu respect, pe care să-l păstrez, căruia să mă subordonez și care să mă ajute să ridice condiția mea de om păcătos. Dacă nu poți, asta arată lipsa de Duhul Sfânt. Dacă nu reușești, asta arată independența de Duhul Sfânt. Dacă nu ai succes în domeniul spiritual, dacă cazi mereu și mereu, asta înseamnă că ești singur și te bazezi doar pe mâna de țărână care încearcă, dar nu o să reușească. A doua lucrare, slujirea, după mântuire prima, este lucrarea exterioară. Duhul Sfânt ne dă putere acum și ne și instrumentează, ne folosește pentru alții. Mai întâi ne-a schimbat pe noi înăuntru, ne-a remodelat pe noi. Ne-a făcut cum a fost la început Adam și Eva. A ridicat condiția noastră intelectuală la nivelul sfințeniei lui. A ridicat condiția emoțională, condiția spirituală, subordonând instinctele primare ale trupului, ale biologicului care cere ceea ce nu trebuie. Și acum Dumnezeu în această stare ne folosește pentru alții. Lucrarea exterioară, observați în Fapte, în capitolul 1, Domnul Iisus Hristos declară: voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Această putere nu vine decât prin botezul în Duhul Sfânt. Cuvântul grecesc de aici este dunamis. Dunamis înseamnă dinamită. Asta este puterea, explozia căreia nu îi se poate opune nimic. Cel mai tare munte, cea mai înaltă, cea mai puternică placă de beton, cel mai puternic pod, degeaba mergi cu o rangă să încerci să-l disloci, degeaba mergi cu un baro să lovești acolo, vei obosi. Dar dacă mergi cu o bucată mare de dinamită, o pui acolo și o aprinzi, muntele acela va sări în aer, podul se va face praf, iar placa de beton va dispare. De ce? E dunamis! Duhul Sfânt aici spune, când eu voi veni în viața ta, voi aduce dunamis. Când eu voi veni în viața ta, voi aduce putere. Avem nevoie de putere, altfel suntem niște creștini veștejiți. Suntem niște creștini fără putere. E ca o mașină frumoasă, dar nu are motor. Cine pune în mișcare mașina? Frâna? Aerul condiționat? Geamurile electrice? Airbag-ul? Cine pune în mișcare mașina? Motorul? El provoacă putere și el învârte roțile. Dacă vrei putere, ai nevoie de Duhul Sfânt. Nu are importanță ce teologie ai. Duhul Sfânt nu-i pentecostal, Duhul Sfânt e Dumnezeu. Biblia nu-i pentecostală, Biblia este cartea lui Dumnezeu. Ceea ce ne cheamă Dumnezeu să fim, este să fim plini de Duhul Sfânt. Și în Luca el spune, dacă voi, ca tați, dați copiilor voștri un șarpe în loc de pâine, Duhul Sfânt, Tatăl nu vi-l va da pe Duhul Sfânt dacă îl cereți? Luni, marți, joi și vineri, vrem să cerem împreună, nu lipsiți. Vrem să cerem împreună, nu lipsiți. Vrem să cerem insistent, vrem să cerem stăruitor, vrem să nu plecăm până primim.
Pentru că noi știm că nu avem nicio șansă fără putere. Vrem puterea. Dumnezeu a promis-o, dar trebuie să o cerem. Trebuie să-i spunem, avem nevoie de ea. Trebuie să ne manifestăm condiția noastră decăzută. Să ne exprimăm modestia, smerenia, spunând, Tată, nu putem fără tine. Nu se poate sluji fără Duhul Sfânt. Nu se poate sluji fără Duhul Sfânt. În slujbă trebuie autoritate și putere. Aduceți-vă aminte de cele trei lucrări. Lucrarea de putere, 1 Corinteni 12, cele 9 daruri. Lucrarea de autoritate, Efeseni 4 cu 11. Lucrarea de slujire, slujbele. Și aduceți-vă aminte de lucrarea roadei, caracterul, Galateni 5, capitolul 22. Aceste trei lucrări nu se pot face fără Duhul Sfânt. Nu va exista putere în biserică fără Duhul Sfânt. Nu va exista putere în biserică fără Duhul Sfânt. Nu va exista autoritate în biserică fără Duhul Sfânt. Și nu va exista caracter în biserică fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt face aceste lucruri. E o lucrare exterioară. Și Duhul Sfânt folosește oameni pe care mai întâi i-a schimbat în interior, ca mai apoi să-i folosească în exteriorul lor pentru alții. Și Biblia spune în Romani, în 1 Corinteni, capitolul 12, și fiecăruia îi se dă lucrarea Duhului spre folosul altora. În exteriorul lor, spre folosul altora. Lumea a fost cucerită prin puterea Duhului Sfânt. Haideți să citim câteva texte biblice. Priviți Fapte, capitolul 9, versetul 31. Priviți Fapte, capitolul 7, versetul 51 la 53. Priviți Fapte, capitolul 6, versetele 5 și 8. Priviți Fapte, capitolul 17, versetul 6. Eu nu am timp să le citesc. Dar veți constata că Biblia spune, biserica se mulțea cu ajutorul Duhului Sfânt. Sunt buni pastorii, sunt bune proiectele, e bună viziunea pe 2004, sunt bune formațiile, sunt buni uțierii, e bun Sunday School și orice-i bun. Dar dacă nu există Duhul Sfânt, suntem o organizație ca toate celelalte, care nu ne putem depăși condiția umană. Ori Dumnezeu ne cere să o depășim, altfel o singură perspectivă avem. Iadul. Trebuie să ne depășim condiția, nu putem singuri. Avem nevoie de ajutor din afară. Divinul Dumnezeu ne l-a trimis pe Divinul Duh Sfânt. Avem nevoie de El. Și în al treilea rând, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru răpire. Avem nevoie pentru mântuire. Nu putem fără. Lucrarea interioară se face doar cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru slujire. Lucrarea exterioară se face în urma lucrării interioare, urmează acesteia, dar trebuie făcută. A fi și a face. Aduceți-vă aminte de cele două verbe. A fi este cum sunt eu înaintea lui Dumnezeu. Sunt un om pocăit, sunt un om născut din nou, sunt un om în care se implică în procesul sfințirii. A face, eu slujesc, eu fac pentru Dumnezeu. Nu orice, ci ceea ce Dumnezeu m-a chemat. De unde știu ce m-a chemat Dumnezeu să fac? Potrivit cu lucrarea, potrivit cu talentele, potrivit cu abilitățile care mi le-a dat. Nu fac ceea ce nu mă pricep să fac. Dar Duhul Sfânt este dat și pentru răpire. Duhul Sfânt dă dorința credincioșilor pentru revenirea lui Iisus Hristos. Tit, capitolul 2, versetul 13. Tit, capitolul 2, versetul 13. Această dorință nu va exista în oameni, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor. Dacă Duhul Sfânt nu este în inima mea, eu nu voi avea o obsesie pentru revenirea lui Iisus. Mai repede voi aștepta alte evenimente omenești, sociale, politice, dar nu-L voi aștepta pe Hristos să revină. Pentru că numai omul care trăiește în dimensiunea Duhului Sfânt îl va dori pe Mesia să se întoarcă. Numai El va spune, Maranata, Domnul vine. Numai El va spune, Maranata, Domnul vine. Numai El va aștepta să se întoarcă Hristos. Și în fiecare noapte va spune, Doamne, mă culc. Te rog să mă ierți de tot ce te-am supărat. Pentru ca dacă vei veni la noapte să nu mă lași în așternut și să mă iei, să mă răpești din lumea aceasta, să mă duci la tine și să fiu mereu cu tine. Pentru că este singurul moment în care putem să scăpăm de condiția noastră și să mergem să fim cu El și ca El în împărăția Lui. Dar dacă nu suntem în dimensiunea Duhului Sfânt, Dumnezeu nu ne va răpi. Și nu vom avea dorința să fim răpiți dacă Duhul Sfânt nu va lucra în noi. Apoi, Duhul Sfânt este forța din spatele păcatului. Duhul Sfânt ne dă nouă puterea să trăim în această dimensiune a sfințeniei. El stă în spate și ne ajută. El stă în spate și ridică condiția noastră să nu înfăptuim păcatul care ne stă la îndemână, ci dimpotrivă, să ne împotrivim tari în credință.
Răpirea este obsesia celor care se sfințesc. Nu poți să fii obsedat de revenire dacă trăiești în păcat. Ci numai dacă aștepți revenirea, asta va fi o motivație pentru neprihănire. Apoi, Duhul Sfânt este puterea pentru a învinge puterea demonică din zilele din urmă. Priviți cuvântul Domnului în Tit, în 1 Timotei capitolul 4, versetul 1, 1 Ioan capitolul 4, versetul 3, 2 Tesaloniceni capitolul 2, versetul 7. Acest text vreau să-l citesc. Și spune cuvântul Domnului. În 2 Tesaloniceni capitolul 2, versetul 7, taina fără de lege a început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Cine este taina fără de lege? Ce anume este taina fără de lege? Cine este cel care stă în drumul ei? Unde este diavolul astăzi, în văzduh sau pe pământ? Biblia spune că el va fi aruncat pe pământ la începutul necazului cel mare. Acum îl oprește cineva să-și manifeste toată puterea. Și taina fără de lege astăzi e oprită de ceva și de cineva. Cine este acest cineva? Acest cineva este Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt ar fi pe pământ, diavolul ar lucra cu mare forță, dar Duhul Sfânt îl oprește în mare măsură. De asemenea, biserica care este în Duhul Sfânt îl oprește în mare măsură. Rugăciunea bisericii, postul bisericii, moralitatea bisericii, protestele bisericii împotriva păcatelor sociale, motivate Duhul Sfânt, acestea opresc taina fără de lege. Dar într-o zi, la glasul trâmbiței, Duhul Sfânt se va ridica și se va ridica și cu persoanele în care a locuit. Ascultă-mă, dragul meu! Duhul Sfânt se va ridica doar cu persoanele în care a locuit El. Doar atât! Așa spune Scriptura. Dacă Duhul Sfânt nu este în mine, cine să mă ridice? Cine să mă ridice? Cu ce aparat să mă ridic la cer în lumea spirituală a lui Dumnezeu? Dar dacă Duhul Sfânt e în mine, în ziua aceea sau în noaptea aceea, la glasul trâmbiței, mă voi ridica ca un porumbel, sfidând orice explicație și orice logică. Și mă voi ridica alături de cei care, ca și mine, au fost plini de Duhul Sfânt. Și ne vom ridica spre porumbar, adică spre locul unde stau porumbeii. Ne vom ridica spre cer, spre casa noastră din ceruri. Aici suntem încă în vizită. Aici suntem încă în vizită. Așa cum domnul Predescu este pentru o misiune diplomatică, pentru o vreme aici, așa noi suntem cu viața noastră pentru o vreme aici. Dar nu e aceasta casa noastră, nu e acesta domiciliul nostru. Aici suntem pentru o vreme. Aici dăm examenele pe care le pierdem sau pe care le câștigăm, dar într-o zi va suna trompeta și boala se va sfârși și lacrimile vor fi șterse și atunci întreaga lume va fi împărțită în două. Aduceți-vă aminte de Titanic, v-am mai spus această întâmplare. Mulți ani în urmă a plecat din Liverpool, s-a dus în Franța, Irlanda și a vrut să traverseze Atlanticul. Trei clase, 1, 2, 3. Trei clase, oameni săraci, medii și bogați. Atâta timp cât el a plutit, erau trei categorii de oameni, trei clase de oameni. Dar când Titanicul s-a dus la fund, a rămas doar două, morți și vii, salvați și înnecați. Astăzi suntem împărțiți în multe. Meseriile ne împarte, vârsta, sexul, posibilitățile. Suntem împărțiți din multe puncte de vedere. Din punct de vedere al locului unde trăim, suntem împărțiți. Dar când Hristos va reveni, când trompeta va suna, atunci două categorii de oameni vor fi. Cei care îl au pe Duhul Sfânt vor fi ridicați, iar cei care nu îl au vor rămâne pe pământ, indiferent de religia lor, indiferent de condiția lor, indiferent de materia lor, indiferent. Ai nevoie de Duhul Sfânt pentru mântuire, ai nevoie de Duhul Sfânt pentru slujire, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru răpire. Pentru răpire avem nevoie de Duhul Sfânt, așa spune Scriptura. Oameni ai lui Dumnezeu, ce perspective aveți pentru viață? Mâine, poi mâine, existența se încheie. O boală, un hard attack, altceva. Suntem expuși, suntem vulnerabili. Dar dacă suntem plini de Duhul Sfânt, orice s-ar întâmpla, vom trăi veșnic. Pentru că Hristos va veni pe norii cerului și o trompetă va suna și se va auzi mai tare decât trompetele de la Betania. Pe tot pământul va suna. Și toți cei care îl au pe Duhul Sfânt în interior se vor ridica. Pentru că Duhul Sfânt se va duce acasă împreună cu biserica în care a locuit. Oprește-te puțin în seara aceasta și întreabă-te, unde e Duhul Sfânt, doar lângă mine sau în mine? Dacă nu vii să stăruiești, să ceri,
Dacă nu te sfințești, dacă nu te mărturisești, dacă nu te apropii de Domnul, dacă nu alegi voluntar, conștient și personal să renunți la păcatul pe care ți l-ai permis până în seara aceasta, cum îți permiți să crezi și să speri că într-o zi vei fi acolo? Ce motive ai? Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru mântuire. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru slujire. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru răpire. Doamne, ai milă de Betania. Doamne, ai milă de toți prietenii noștri. Doamne, ai milă de familiile noastre. Mântuiește-ne, pune-ne în slujbă și când va fi vremea răpirii, ia-ne și du-ne acasă. Haideți să ne ridicăm acum în picioare. La încheierea acestei slujbe să stăm înaintea lui Dumnezeu și să reacționăm la cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Reacția noastră va fi în funcție de ceea ce am auzit. Noi vrem să fim în cer. Ca să fim în cer avem nevoie de sângele Domnului să ne ierte și de Duhul Sfânt să-L aplice și să fie în noi pentru ca să ne răpească în ziua aceea. Haide mari și mici, bărbați și femei, de la balcon sau din sală, să ne rugăm Domnului: Doamne, umple-mă de Duhul Sfânt. Dă-mi pasiune, Doamne, să mă rog, să postez, să insist și Tu să mă umpli și să mă ții fierbinte și în focul divin până când Te vei întoarce.